Trotinetele electrice constituie un mijloc de transport tot mai des utilizat de către participanți la trafic, astfel constituind un risc sporit în segmentul siguranței rutiere. În primele 6 luni ale anului au fost înregistrate 16 accidente rutiere cu implicarea trotinetelor electrice, în care toți 16 conducători au suferit diferite traumatisme. Tot în această perioadă s-au înregistrat 22 de incidente în care 21 de persoane au suferit diferite traumatisme, iar o persoană și-a pierdut viața. Inspectoratul Național de Securitate Publică recomandă conducătorilor de trotinete electrice să poarte echipament de protecție și vestă reflectorizantă. Totodată, dacă vă deplasați pe trotuar sau prin parcuri, fiți atenți la pietoni, în special la copii sau bătrâni. Dacă doriți să traversați strada, vă coborâți de pe trotinetă, traversați strada doar la trecerea de pietoni, conducând-o de ghidon. Deplasați-vă cu o viteză cât mai redusă, nu mergeți haotic printre mașini și nu vă urcați câte două persoane pe o trotinetă.